Salutare dragii mei, bine ne revedem la un nou antrenament. Astăzi lucrăm partea de brațe și de umeri. Așadar, vom avea nevoie de două greutăți ușoare, undeva la 1 kg, 2 kg, depinde de voi și cât de puternici sunteți în brațe. Eu o să folosesc acești săculeți pe care o să îi pun pe încheieturile mâinilor și o să mă mai ajut și de greutatea aceasta. Depinde de cum o să îmi simt brațele. Voi puteți să lucrați fără săculeți, doar cu ganterele în mână. Eu nu am unele de vreo 3 kg ca să mă pot ajuta de ele, așa că improvizez cu ce am pe acasă. Faceți o scurtă încălzire, rotiri, brațe, umeri, puțin stretching înainte de a începe antrenamentul propriu-zis. Încercați să intrați în contact cu corpul vostru și vedeți ce vă transmite, ce ar trebui să încălziți când antrenați partea de brațe. Așadar, luați-vă o sticlă de apă lângă voi, pregătiți două greutăți și haideți să ne antrenăm! Bun, dragilor, sper că v-ați pregătit greutățile. După cum v-am spus, eu o să lucrez cu acești săculeți. Mai fac câteva rotiri de brațe înainte de a începe. Pe tot parcursul exercițiilor, vreau să fiți foarte atenți. Încurdați foarte bine abdomenul, da? Ne pregătim. Primul exercițiu cu care vom începe o să fie ridicări în față, da? Haideți! Să lucrăm 45 de secunde. Dacă simțiți nevoia să luați mai repede pauză, să luați, bine? Vă opriți și continuați, da? Foarte bine, câteva secunde. Bun, următorul exercițiu, aducem coatele la nivelul pieptului și împingem rotind brațul în sus. Se cheamă Arnold Press. Haideți încă câteva secunde, inspirăm și expirăm, nu uităm, da? Bun. Acum, o să ne aplicăm în față, ducem ușor bazinul în spate și o să aducem brațul pe lângă corp, ca și când am da cu podul palmei în spate, în sus, da? Putem să stăm și cu brațele așa, îndoite. Nu vă grăbiți, faceți mișcarea controlată. Ar trebui să simțiți în partea din spate a brațului cum lucrează. Continuăm. Bun. Următorul o să fie shoulder press. O să iau și greutățile acestea. Din poziția de a ține greutățile pe umăr, împingeți, da? Sus și întindeți brațele.
abdomenul foarte bine încordat. Inspirați, expirați, da? Bun. Următorul exercițiu. Țineți gantelele. Haideți că vă arăt cu astea. Așa, pe lângă corp. Și o să facem un rainbow. Aducem brațele deasupra. Flexăm puțin genunchii, da? Vedeți cum stă corpul meu. Și faceți rotirea. Sau puteți să stați cu un picior în față, cum aveți stabilitate mai bună. Bun. Din nou o să facem Arnold Press. Ținem genunchii, coatele la nivelul pieptului și împingem cu brațul răsucit în sus, da? Și ambele brațe deodată, dacă merge. Faceți alternativ sau ambele brațe odată. Ambele brațe este puțin mai dificil. Bun. Următorul exercițiu, ne aplecăm în față și ridicăm lateral brațele. Spatele rămâne drept și ridicăm așa. Nu o să pot face cu toate aceste greutăți. Brațele întinse. Când reveniți, veniți încet. Nu dați drumul brațelor să se lipească una de cealaltă. Foarte bine. Bun. O să ne aplicăm din nou în față și împingem ambele brațe în spate, da? Dacă nu merge, faceți alternativ, da? Cotul rămâne fix lângă corp. Duceți doar din triceps în spate. Bun. Acum o să facem doar pe un singur braț. Ridicăm brațul, îndoim cotul și ridicăm.
Lăsați greutatea jos și reveniți. Bun, o să schimbăm partea, exact aceeași mișcare, împingem brațul sus, cotul nemișcat și revenim. În stânga am mai puțină putere, de aceea încercam să mă ajut cu celălalt braț. Haideți 2-3 secunde. Bun. Bravo. Acum, o să punem coatele lângă cutia toracică și ridicăm brațele, da? Și revenim. Haideți să-mi iau și greutăți mai mari. Abdomenul foarte bine strâns. Bun. Următoarea mișcare o să fie un biceps, un curcubeu. O ridicare, lăsăm jos, curcubeu. Sus, jos, curcubeu, brațele întinse pe lângă corp. Sus, jos, curcubeu. Foarte bine. Haideți, încă una. Ne forțăm. Bun. Din poziția aceasta a greutăților, ducem brațele sus, după care coborâm. Le aducem din nou, împingem și coborâm. Sus, facem brațele întinse, sus, coborâm. Bun. Acum, o să ținem
o mână întinsă și cu cealaltă ridicăm. Nu să o facem cu toate greutățile. Încă 20 de secunde. Sus. Doi. Unu. Scuturăm brațele. Schimbăm partea. O să stăm acum cu celălalt braț în poziție statică. Și îl ridicăm pe celălalt. Bravo, dragilor! Acestea au fost exercițiile. N-am mai putut ultimele secunde. Efectiv, simt că îmi pică umăr jos la brațul stâng. Vă felicit! Până data viitoare, aveți grijă de voi. Faceți puțin stretching, da? Întindeți brațul sus, duceți în spate, în spate, duceți ambele brațe. După cum v-am spus, încercați să intrați în contact cu corpul vostru. Acesta vă va spune exact ce mișcări trebuie să faceți, trebuie doar să îl ascultați. Lăsați în comentarii, dați un like și un share postării dacă v-a plăcut, să ne antrenăm împreună. Vă pup!